Îmi place să cânt pentru că mă înveselește. Îmi place muzica pentru că pot dansa la gimnastică pe ea. Muzica te aduce într-o stare de bucurie sufletească și e foarte frumos. Mă face mai bună și mai blândă decât sunt înainte să fi cântat ceva. Un mic fragment din filmul documentar Pui de cerb, importanța muzicii în dezvoltarea copilului, realizat de Asociația Prologos din Timișoara. Protagoniștii, elevii școlii gimnaziale Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara. Am început aceste proiecte deosebite în plan artistic, pentru că arta este modalitatea prin care poți foarte ușor să ajungi la sufletul copilului și să-l motivezi să facă efort. Sigur, sunt curioși la vârsta asta de a învăța orice, dar în mod deosebit în domeniul artistic, ei sunt dispuși să facă eforturi foarte mari, fiindcă simt că arta se adresează sufletului și atunci muzica a fost un fel de pretext de la care am plecat să sădim ceva în acești copii. Din primul moment, am înțeles că în spatele elevilor cu rezultate excelente se află profesori dedicați. Mie dreapta, mie stânga, mie sus, mie jos. 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 Greu? Îmi place foarte mult de doamna Dina pentru că are mereu încredere în noi. Cânt cu ea și mă face să mă înveselesc. Suntem cu toții ca o familie și chiar dacă greșim, nu ne supărăm unii pe alții. Noi suntem o echipă cu adevărat muzicală. Dar așa sunt toți profesorii de aici. De exemplu, doamna de răbdare, așa cum îi spun elevii Amaliei. În școala Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara, Amalia se simte ca într-o familie. În anii precedenți am făcut niște jocuri prin care îmi propuneam în cadrul unui proiect numit Ora de Răbdare să sporesc răbdarea copiilor, să îi învăț să facă lucruri migăloase, minuțioase, de pildă să așeze biluțe în niște suporturi fragile și să nu se descurajeze. Și fiindcă proiectul se numea Ora de Răbdare și am tot vehiculat titlul ăsta, la un moment dat, în mod spontan, așa, unul dintre copilași mi-a zis: tu ești doamna de răbdare. Și a fost așa de fain și mi-a plăcut atât de mult și cred că așa am început eu să învăț răbdarea de la copii. Aici pot fi eu exact ca în familia mea. Dacă copiii proprii mi-am crescut în credință, aici pot să fac același lucru. Și cum într-o familie faci și surprize celor dragi? Au aflat că e ziua mea și în mod spontan mi-au cules flori și a fost așa chiar o ploaie de flori. Doamna, la mulți ani, și s-au năpustit așa asupra mea și a fost foarte fain, dincolo de faptul că am căzut cumva în genunchi și pe spate. Și a fost multă bucurie, așa, multă dragoste venind de la ei. E foarte fain. Andrei ne spune că pictează icoane, multe icoane, și de-abia așteaptă să înceapă icoana Sfântului Mare Mucenic Mina. Ba mai mult, ne spune că Sfântul l-a ajutat de mai multe ori. Acum l-am început pe Îngerul Rafael la pictură și aproape că l-am terminat și doamna cu care facem noi icoane a zis că trebuie să facem și icoane mai mari și când sâmbăta viitoare, când voi merge la pictură, îl voi începe pe Sfântul Mina, pe icoană mai mare. Tu știi cine a fost Sfântul Mina? Da, că el te ajută ca să găsești multe lucruri dacă ți le pierzi și trebuie întâi, dacă vrei să te ajute, trebuie să te rogi la Sfântul Mina. Școala gimnazială Sfântul Antimi Vireanul este o școală autorizată, fiind un proiect al Asociației Prologos în parteneriat cu Arhiepiscopia Timișoarei. Școala a fost înființată în anul 2012. Am primit un spațiu care era părăsit și cu investițiile destul de consistente, dar din dorința de a avea un spațiu corespunzător, suntem astăzi o școală cu un nivel
zic eu, ridicat de, în ceea ce privește atât cadrele didactice, cât și locul unde își desfășoară copiii activitatea. Este un mediu în care se dezvoltă frumos caracterele copiilor. Este un mediu, să spunem, cu anumită siguranță în ceea ce privește prezența copiilor la ore și modul în care li se asigură pauzele sau desfășurarea programului liber după ore. Și de asemenea, rezultatele care au fost obținute de către elevii școlii Sfântul Antimi Vireanul, care au avut ca și cadre didactice profesorii pe care i-am selectat. Profesorul este un model. Dacă profesorul învață bunătatea și deschiderea și dreptatea, toate astea se așează, încet și cu rugăciuni. Cum ați ajuns la această școală dumneavoastră? Eu spun întotdeauna că Dumnezeu mi-a rânduit calea și așa a fost. Am ajuns într-un moment în care mi s-a părut că drumurile mi se închid într-un fel, dar de fapt drumurile mi se deschideau în cel mai frumos mod posibil. Dacă în primul an erau înscriși 20 de copii, în școala ortodoxă de la Timișoara sunt acum mai bine de 200 de elevi. Care e secretul? Faptul că am crescut în fiecare an. S-a mai adunat o clasă și o altă clasă, s-a început cu gimnaziu și iată ne-a ajuns și în clasa a șasea. Pe de altă parte, faptul că activitatea școlară ce se desfășoară la noi avea să fie cunoscută de către părinții din Timișoara și din împrejurii. Dar de ce ar alege un părinte o astfel de școală? Copilul crește într-o atmosferă foarte frumoasă, așa cum a fost copilăria noastră pe vremuri. Cu jocuri, cu bucurie. Am venit aici împreună cu soțul meu și ne-a plăcut foarte mult. Practic mi-a rămas inima aici și am hotărât că ăsta este locul. Atunci când fiica mea s-a luptat cu Doamne ajută, vreau să nu se uite ceilalți copii mai altfel la ea. Asta a fost prima opțiune. A doua, pentru că vroiam să-i prelungesc cumva puritatea din ochi. Aici ne înțelegem mai bine, parcă facem parte toți din aceeași familie. Cunosc pe toată lumea și mă simt foarte bine, ca și acasă. Sunt foarte implicați, deci nu există concurs școlar în care elevii să nu fie incluși și foarte multe activități extracurriculare. Olimpiadele la care au avut acces, concursurile județene, concursurile regionale. Și faptul că pe plan artistic, aș putea spune, au fost lansate două albume, un album de colinde și un album de cântece pentru copii, iar aceste albume aveau să fie lansate într-un cadru foarte larg, la Filarmonica Banatul din Timișoara, unde un public mare a participat, iar cu ocazia aceasta munca copiilor avea să fie evidențiată și prin prezența publicului, dar și prin produsul finit, CD-urile în cauză. Orele încep cu o rugăciune, nu face excepție nici ora de engleză. In name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Să fii într-o școală creștină nu înseamnă să fii leneș, moale, încet. Dimpotrivă, cei mai buni creștini și învățătorii au fost sus de tot în ceea ce privește model de înțelepciune și de învățare. Și acest lucru îl cerem și noi și încercăm să-i formăm pe copiii noștri. A predat la multe școli, dar aici simte că și-a găsit locul. Ne aflăm într-o școală în care poți împleti credința cu toate celelalte activități. Se pune accent pe formarea unor abilități de viață. Nu se mai poate face un învățământ bazat numai pe cunoștințe. Trebuie neapărat să mutăm importanța învățământului pe formarea unor abilități de viață. O școală ortodoxă este o școală deschisă tuturor. Iată de ce. Și cum te-au adus părinții aici? Păi, n-am mai vrut eu să stau acolo, că...
nu știu, nu era fain, nu. Am învățat că trebuie să ne înțelegem toți, indiferent de ce religie, de ce nație suntem, trebuie să ne înțelegem toți, unii pe ceilalți. Am observat că toți de aici din clasă, toți mi-au zis că voi sunteți ca într-o familie, că vă iubiți, vă înțelegeți bine, chiar așa o fi, nu se mai ceartă oamenii. Păi se ceartă, dar se mai și împacă, că doar suntem prieteni, adică majoritatea ne cunoaștem de când eram mici și s-a legat așa o prietenie între noi și ne mai ajutăm așa la lecții sau așa, să ne împrumutăm la unii altora lucruri. Curtea școlii are o grădină în care cei mici plantează semințe și astfel au grijă de propriile plante. Astea sunt buruieni și trebuie să scot ca să crească mâncarea. Dar nu e greu să grădinărești? Nu prea. De unde își pune mâinile? Trebuie să ai grijă să nu calci mâncarea. Și ce creșteți voi aici? Multe chestii. Uitați, aici scrie. Uite. Bine-te! Da! O parte din activitatea școlii o găsim în revista Bucuria Cuvântului, dar și pe panourile din școală. Și cum scriu cei mici? Se pricep? Fiecare cum poate scrie. Fiindcă am avut chiar și câteva foarte mici articolașe scrise de copilași de clasă pregătitoare care știau să scrie cu litere de tipar. Pur și simplu am primit multă bucurie din ce scriau copiii. Nu pot să zic un anumit articol sau un anumit copil, fiindcă fiecare în sine e o surpriză. Dar știu că lucrează Dumnezeu și lucrează Sfântul Antimii Virianu și pur și simplu vine bucurie din revistă. Deși este o școală tânără, este o școală cu multe, multe activități și copii deosebiți, aici este un scurt istoric al primilor ani. Școala s-a înființat în anul 2012, când am pornit cu două clase, o clasă de pregătitoare și o clasă de întâia. Și astăzi suntem o școală gimnazială, copii de la clasa pregătitoare până la clasa a șasea. Iată aici l-avem pe înaltul Ioan, mitropolitul Banatului, în mijlocul copiilor. De asemenea, avem câteva imagini din parohiile în care noi cântăm de bună vestire și nu numai, totdeauna când suntem invitați. Avem Cupa Antim, un concurs de orientare sportivă, avem sărbările de sfârșit de an, activitățile din școală altfel, concertele noastre de la Filarmonica Banat, în care și copiii și părinții susțin câteva momente artistice, imagini de la Cenaclul Literar. Școala Sfântul Antim Ivireanul, prima școală ortodoxă din județul Timiș, este o școală nouă, cu predare în limba română, înființată după normele Ministerului Educației Naționale.